E mar și suntem în bucătărie. Astăzi, alături de șef Cătălin Petrescu, îi vom pregăti Irinei Fodor un nou test culinar. Despre ce este vorba, Cătălin? Un test foarte greu. Merge pe principiul dacă mișcă, se mănâncă. Am înțeles. Și avem de data asta, uite, dacă vrei să-i vezi, sunt niște viermi, mela, niște viermi care cresc în tărâțele de grâu. Wow! Și sunt de aici, din România? Da, de la un crescător. Și o să-i gătim acum în trei feluri. O să-i fierbem, îi uscăm, după care îi prăjim crocant și o să-i facem o farfurie care să imite o grădină. Irina, mare grijă! Vreau să te întreb, ai mai gătit asta până acum? Da, aseară. Și cum au ieșit? Foarte bun, crocanți. Ai ieșit crocanți, gustat? Zici că sunt semințe. Serios? Foarte bun, foarte bun. Ușor, sărați, așa? Crezi că o să se sperie Irina? O să se sperie, mă gândeam să-i pune și pe mână, că-ți va vii. Foarte bine, da. Eu cred că o să se sperie. Știi ce cred eu despre tine? Că ești cel mai malefic șef. Așa da. E? Da, și gătesc gustos. De adevărat asta, corect. Să începem să-i gătim, nu? Da. Mă gândesc. Ești de treabă, adică îi și condimentezi puțin. Nu-i la vreau să aibă gust, nu, nu, nu ne jucăm. Dar să știi că m-ai făcut curioasă și pe mine. Da, da, da. Eu să gust. Și miros foarte bine. Miros foarte bine. Hai să începem. În primul rând vom folosi orezul ăsta negru să interpreteze pământul. Arată extraordinar de bine. Irina, pregătește-te, venim! Irina, bine ai venit la masă! Hai, bonjour! Bună! Îmi pare bine să te cunosc, mă rog! O să vedem mai încolo! Să vedem că-ți mai pare bine după aia! Simt cum îmi arde ceafa, știi? Sentimentul ăla când îți arde ceafa așa? Ceva nasol urmează! Primul sentiment la emoție, așa e! Da! Îți arde ceafa, exact! Da. Ai mai mâncat chestii ciudate până acum? Am mai mâncat! Fii atent! Fii pe fază! Deci, am mâncat în Thailanda lăcuste. Așa. Și am mai mâncat cotlet de crocodil. Este nimic pe lângă ce mănânc astăzi? Am terminat cu prostiile, că vreau să ajung la spital. Adică, Thailanda, sincer. Thailanda, măruță. Ce mâncăm aici? Ok, am înțeles. Știi că ea este teoretic, că practic nu. Teoretic este prietena mea. Data trecută m-a pus să umblu la ultima provocare, m-a pus să umblu jumătate machiată prin oraș și acum am dat să mănânc. Jumătate? Da, așa, cât am putut. Mă machiam pe la semafoare, se uitau taximetriști la mine ca la felul 14 și acum mă pune să mănânc carcaleț, îmi dea bila peste cap. Voi n-aveți provocări de-astea de 7 stele, gen să vezi cam cât rezist la lux sau ceva, nu? No. Adică cât ia până leșine într-un centru spa. Știi? Nu? De-astea nu? Te asigur că sunt gătite în mare parte. Nu sunt în sânge, dar încă sunt mai mișcă. Niște? Sunt multe și îți mai pot spune un secret, au multe picioare. A, nu, nu, pe nu, cuvânt, nu, 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 pe eu cuvânt, nu, pot, nu te mint. Nu, nu, nu te mint, nu, vedem. Nu, dar poți să renunți, nu? No, nu, 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 odată intrat, nu, nu, eu mi-a nu cred. Mi-a dat paharul cu cea mai mult apă. Sunt râme, lăcuste. Urmina mea, dar să știi că nu pot să-l demasc pe șef. Vreau să las până la capăt, să-și ducă misiunea. Și știi regula, trebuie să fii legată la ochi. Acum. Pregătită? Acum. Nu sunt, îți dai seama că nu sunt pregătită deloc. Oh, Doamne, hai! Am dat cu buzele de farfurie. Nu-mi place jocul ăsta. Am făcut ceva urât aici, măi! Terminați cu prostiile, gata! Hai cu vrăjeala! Haide, gata, vreau să mănânc, gata! Trebuie să pui mâinile pe masă. Da, ca să-mi faceți voi glume. Au! Hai mă. Poate să fie după mirosea ceva bacon, dar nu cred că sunteți voi așa miloși cu mine. Îți voi da să gusti. Hai, haide. Bine. Ceva nasol. Îmi pare rău, dar am simțit ceva nasol, nu pot. Dă-i un șervețel. O să încerc. Poți să-l... Uite, unde? Aoleu, ce este? Măcar nu ai gustat. Păi da, am simțit pe limbă ceva. Nu mai facem o încercare, cu mult mai puțin. Ce sunt? Mamă, paste? Paste? N-au cum să fie paste. Nu, nu. Cum e? Mamă, deci cum îmi bate inima, nu vreți să știți. Chiar tremură, au văzut și au vizi? Wow, de puțin apă. Doamne, urât sentiment, să mănânci așa legat la ochi și să mănânci și toate nebuniile de pe lume. Dar ai înțeles că asta nu e nimic. Așa e?
Dar nu-mi dau seama ce e. Hai, mai dăm un pic, că nu m-am prins. Dar... Au! Păi! Șef, ți-am spus că este un șef malefic. Hai, mai dăm un pic. Asta e partea bună din farfurie. Pare ceva... Dar nu e coajă de pâine, nu e... Nu, pare ceva... Uscată. Iu! Iu! Da, nu-mi place. Vreau apă. Vrei să mai încerci? Nu, asta dai puțin apă. Pare puțin ceva... apă, poftim. Cred că șefa ars preparatul. Dacă mă întrebați pe ce. Nu vreau să mănâncă, e ceva amar ce-ar fi! E ceva păros, nu pot! Nu, păros nu pot să mănânc, îmi pare rău. No. A fost ceva păros, doamne, ce era. Sigur că nu era. Ba da, o tarantulă no. Ceva, cred că e. E ceva foarte păros, eu așa ceva nu mănânc. Deci vă zic că nu pot. Așa ceva să-mi pui pe limbă, nu poți. Nu există. Poți să-mi dau jos? Gata? Nu pot? Nu pot. Dar nu pot să mănânc, e păros. Nu pot. Bine, nu mai dau păros. Gata. Dăm ceva nepăros. Doamne, mi-au dat lacrimile de frică. Nu știu cum să vă zic. Nu pot. Deci nu mai e păros, crede-mă. Dacă e păros. Nu mai e. De data asta chiar nu mai e. Mi-am dat chestie de arsă. Da, aia pe care am ars-o. Și pare niște reacții extraordinare. Mamă, ce... Las-o. Un Stix pare să fie. Da? Nu e Stix? E un snack. Un snack. Dar ce gust are așa? Un prăfos așa, ca un Stix, ca o coajă de ceva, ca un... Ceva ars, ceva uscat, gătit crocant. Mai mult decât trebuie. Overcooked, aș putea spune. Aoleu! Băi, nu pot să cred că mi-ați dat ceva care mișcă. Nu, chiar nu mișcă. Dar ăia mișcă. Ăștia nu mișcă. Aoleu, dar de ce mi-ați făcut așa ceva? Asta ți-am pus în palmă. Și păros, ce a fost păros? Păros n-a văzut și era o floare comestibilă. Pe cuvânt, era o panseluță. Exact. Nevinovată. Tu ai refuzat. Haide, că am promis că mâncăm fiecare câte una. Hai, Andă. Hai, croț, mă bucur tare că am încercat. Chiar da, uite, acum pot să mai adaug așa de weekend? Pe lista mea. Am mâncat, cum se numesc ăștia exact? Sunt viermi. Viermi și atât? Mela, viermi. Deci am mâncat viermi, am mâncat lăcustă în Thailanda și cotlet de crocodil. Lăcustă am și eu, dacă vrei. Nu mai vreau. Mi-au ajuns astea. Mulțumim tare mult pentru cine-i gândea astăzi, șef. Și mi-a părut tare bine să te cunosc. Ești mega simpatic. Mulțumesc. Îți mulțumesc că nu... n-ai dus-o mai departe de atât, că știu că se poate. Se poate, dar nu. Adică ai fost cu milă astăzi. Aș zice. Ești foarte bun. Mulțumesc.